Alo, băieții, și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi o să vă arăt un tutorial de 10 smocuri pe Miraj. Miraj este una din hărțile mele preferate. Și cred că, nu cred, mai mult ca sigur, dacă vreți să creziți în rank, trebuie să cunoașteți anumite smocuri, incendiare, flash-uri. Vă ajută mult într-un match. Dacă te-a ajutat acest clip, nu uitați să apeși butonul de like, să dai un subscribe și un share, m-a ajutat foarte mult. Acestea fiind spuse, haideți să-i dăm drumul la tutorialul nostru. Primul smoke care am să vi-l arăt este cel din T-Spawn pentru CT. Veniți aici. Exact aici, după cum vedeți, e o margine mai, o culoare mai închisă și una mai deschisă. La jumatea lor aici. Click stânga, săriți și aruncați. Cum vedeți, pică bine în city și cel care vă ține aici nu se poate să vă omoare. Numai dacă urcați, stați un pic, nu l-am aruncat eu bine. Încercăm o dată. Bun, aici. Aici. Acum e perfect. Așa. Așa trebuie să fie în smoke. Acum să vedem. Da, acum e bine. Acum vedeți, îi blochează toată vizibilitatea celui de la CT care ține aici din city. Bun. Alt smoke care vreau să-l arăt este cel pentru jungle. De aici. Deci veniți pe aici. Vă puneți în jumatea acestui stâlp. Și la jumatea stâlpului acesta, chestia astea, clic stânga și dați drumul. Cum vedeți, pică bine aici în jungle și nu o să vă omoare sniperul care ține de aici în palace sau când împingeți voi despre site-ul A. Un alt smoke este cel pentru stairs. Este acesta. Deci de aici veniți aici și aici se formează un dreptunghi. În jumătate acestui dreptunghi, clic stânga și dați drumul. O să pice exact pe stairs. Aici. Și nu o să poată să vă omoare colegul sau pe voi din palat. Un pic să pun comanda, gata, că acum e bine. Acum o să vă arăt două smoke-uri pentru mid din T-Spawn. Unul e cel default, puneți în colțul ăsta și exact în vârful acestei antene, clic stânga și dați drum. Să vă ajute când vreți să împingeți pe mid. Să nu vă omoare AVP-ul din window. Alt smoke este din T-Spawn pentru window, în window. Aici trebuie să stați pe control la jumătatea acestui balcon, undeva aici. Mergeți pe control și când ajungeți undeva aici, ați aruncat și ați dat drumul la smoke. Da, să vă arăt. E mai ușor de atât decât de explicat. Deci aici mergeți și ați dat drumul. Nope, e cam greu. E cam greu acest smoke. Încă o dată. Mergeți și ați dat drumul. Nici acum e bine. Deci aici acum trebuie să fie bine. Cum vedeți, pică în window și puteți să pingeți ușor pe mid. Acum o să vă arăt câteva smoke-uri de aici, de lângă căruța asta. De exemplu, dacă împingeți cumva pe mid și aveți aici un smoke, am dat prost eu, ceva de genul ăsta, și vreți să dați un smoke
în Windows să nu vă omoare AWP-ul, pur și simplu veniți aici. La nivel cu cutia asta, colțul de la acestei cutii, colțul acestei cutii, nu, de la acestei cutii, la nivel cu antena, sus, până acest nivel, ceva de genul, l-ați aruncat, clic stânga. Alt smoke de aici pentru short, aici, în spatele căruței. În vârful acestei antene, clic stânga și l-ați aruncat. O să vă arăt un smoke din under pentru conector, parte de la CT. De exemplu, dacă cumva tu vii prin under și băieții tei, colegii tei împing pe short, voi puteți să ajutați cu acest smoke. Pur și simplu vă puneți aici în colțul ăsta, în vârful acestui stâlp, un pic mai la dreapta, cam așa, și clic stânga. Și pică exact în fața la conector. Băieții tăi pot să pingă lejer short. Acum o să vă arăt câteva smucuri din B, care vă ajută când dați raș pe B. Primul smoke este acesta, puneți aici în colț până nu vă puteți mișca, în colțul acestei clădiri, clic stânga, aruncați, săriți și aruncați. Ba, pică exact pentru kitchen. Așa că cine e acolo și vă ține cu AWP-ul, nu poate să vă țină de aici. Alt smoke pentru window de pe mid de aici este acesta. Veniți pe control, vă puneți în cuținta, în colțul umbrei, și aici unde se întâlnește antena cu cablu, exact aici puneți mouse-ul, clic stânga și dați drumul. Și a picat pentru window. Și ultimul smoke este cel pentru bancă din B. Puneți în jumătate acestui stâlp, puneți ținta lângă perete unde, nu știu cum să zic, linie este lângă ea, clic stânga și dați drum. Așa că dacă pingeți prin apartamente, cei care stă aici la bancă nu o să poată să vă omoare. Bun, băieți, cam asta a fost și cu acest tutorial. Sper că v-a ajutat. Dacă v-a ajutat, nu uitați să lăsați un like, un comentariu, să vă abonați, să dați un share. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne au data viitoare. Salut! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.